Din data de 12 octombrie, România a intrat în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, campanie ce se va încheia pe data de 9 noiembrie. Ziua prezentării la urne pentru cetățenii care votează în țară este 10 noiembrie. În cazul în care niciun candidat nu întrunește în primul tur de scrutin o majoritate absolută, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale, Curtea Constituțională trebuie să aducă la cunoștința publică până pe data de 15 noiembrie 2019 numele celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin. Campania electorală pentru cel de-al doilea tur de scrutin începe pe data de 15 noiembrie, iar ziua votării pentru cetățenii care votează în țară va fi 24 noiembrie.